E bine să știm că atunci când vrem să-i pomenim cum se cuvine, după rânduiala bisericii, pe cei adormiți întru Domnul, nu trebuie să ne limităm doar la slujba parastasului. Și când ne gândim la ceea ce aducem la biserică pentru pomenirea lor, nu trebuie să ne gândim doar la colivă, la vin sau la colaci sau capete, ci cel mai important lucru pe care îl putem face pentru cei adormiți întru Domnul este să-i pomenim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar această pomenire se săvârșește în cadrul Sfintei Liturghii de mai multe ori, în primul rând în cadrul proscomidiei, acea primă parte a liturghiei care nu se aude, dar care este săvârșită în mod tainic de către preot în firida din stânga altarului, cum privim către altar, numită proscomidiar, după aceea la ectenia întreită de dinaintea heruvicului sau a ieșirii cu darurile și în cele din urmă la diptice, după sau în timpul cântării axionului. Cu alte cuvinte, cei adormiți sunt prezenți împreună cu noi în Sfânta Liturghie. Iar imaginea prezenței lor este concretizată prin prescurile pe care oamenii le aduc la biserică. Prescuri din care se săvârșește Sfânta Liturghie. E adevărat că oamenii aduc multe prescuri și numai dintr-una se săvârșește Sfânta Liturghie. Cea mai frumoasă, cea care este alcătuită, care este făcută după rânduială, numai în anumite condiții, cu rugăciune, respectând tradiția bisericii în privința curățeniei elementelor care alcătuiesc această prescură, grâul și apa care se folosesc. Această prescură este cea din care se săvârșește Sfânta Liturghie, iar preotul scoate în cadrul proscomidiei miride, adică firimituri, bucățele mici din prescură, pentru sufletul fiecăruia dintre cei pe care îi pomenim. Se scot miride pentru vii, dar și pentru morți. Iar această scoatere a miridelor este un lucru foarte important, fiindcă miridele acelea pentru cei adormiți întru Domnul rămân pe Sfântul Disc, iar ele, spre finalul Sfintei Liturghii, sunt așezate în Sfântul Potir, gest în timpul căruia preotul spune, se roagă ca Dumnezeu să spele, să ierte, să lase păcatele celor pe care i-a pomenit. Ele ajung în Sfântul Sânge și este o imagine pe care o întâlnim și în Apocalipsă, când păcatele oamenilor sunt spălate în sângele mielului. Adică avem această credință că prin pomenirea atât a viilor, dar și a morților, sau mai ales a morților la Sfânta Liturghie, se iartă păcatele. De aceea, cel mai important lucru pe care îl putem face pentru ei este să îi pomenim, să mergem la biserică și să îi scriem pe pomelnic, iar preotul să-i pomenească la Sfânta Liturghie. Toate celelalte lucruri care însoțesc această pomenire, coliva, vinul, colacii, pachetele cu mâncare, hainele sau alte lucruri pe care le împărțim, le oferim în dar pentru cei adormiți, doar însoțesc pomenirea de la Sfânta Liturghie. Sunt un adaos necesar și binevenit. Însă, așa cum spuneam, cel mai important lucru e ca ei să fie pomeniți la Sfânta Liturghie. Prescurile sunt făcute din făină de grâu curat, preparate cu apă, dospite și coapte. Prescurile care se aduc și ele trebuie să aibă o calitate superioară, să fie de bună calitate, fiindcă ele reprezintă o jertfă pe care o aducem atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți. Rugăciunea pentru cei adormiți devine deplină atunci când numele lor sunt pomenite la Sfânta Liturghie. O pomenire completă a celor adormiți trebuie să includă neapărat și Sfânta Liturghie, atât pentru cei din familie care săvârșesc pomenirea, cât și pentru cei care vor să participe la pomenirea respectivă. E important ca în ziua respectivă să se săvârșească Sfânta Liturghie, e important ca oamenii care săvârșesc pomenirea, familiile care săvârșesc pomenirea să fie de la începutul Sfintei Liturghii, fiindcă dacă vin în timpul Sfintei Liturghii, în primul rând că nu poate fi pomenit cel pe care îl iubesc la Sfânta Liturghie, fiindcă preotul nu are numele lui la proscomidie să-l pomenească și pot deranja Sfânta Liturghie, e bine ca familia să fie de la început, dar și cei care vor să însoțească familia la această pomenire.
Iar parastasul care se săvârșește, de obicei se săvârșește imediat după terminarea Sfintei Liturghii și dacă este un soroc, o pomenire mai importantă, preotul poate să meargă și la mormântul celui pe care îl pomenim pentru a săvârși și acolo o mică slujbă. Abia după aceea poate să aibă loc pomana sau agapa prilejuită de pomenire. Cu alte cuvinte, nu trebuie să sărim peste Sfânta Liturghie, mai ales fiindcă această pomenire a cuiva care a trecut la cele veșnice la Sfânta Liturghie este cel mai important lucru pe care putem să-l facem pentru el. A săvârși doar slujba parastasului, fără Sfânta Liturghie, înseamnă o diminuare a ceea ce am putea face pentru sufletele celor adormiți.